Ok, dacă nu mă vede aici, sunt prea bun. A, nu, nu! Nu te cred. Astăzi am descoperit că prietena mea, Ana Banana, are o casă secretă pe serverul ei de Minecraft și că ascunde mai multe secrete, cum ar fi un jurnal secret sau chiar faptul că mai e cineva care joacă cu noi pe server. Dați un like și un subscribe dacă vreți să continuăm seria asta și un follow pe Instagram pentru că acolo mai vorbim și vă dau like-ul la poze. Vizionare plăcută! O nouă zi pe serverul Anei. Bă, tocmai ce am intrat și eu și am văzut că Ana deja e la restaurant acolo, nu știu ce face. Deci deja s-a băgat la muncă de dimineață așa, ceea ce e foarte bine. Adică bine că stă pe acolo pe la restaurant. Haideți să ne verificăm și noi asta să vedem. Bă, stai mă așa. Eu cred că am terminat cu chestiile astea. Ce naiba am primit bă aici? Am zis și eu să verific să văd dacă ne-a mai trimis hackerul ceva, dar nu mă așteptam la. Ok, bă, Ana încă e acolo. Hai să vedem aici. Salut Luca. Am niște informații destul de interesante pentru tine. What? Bă, ce se întâmplă? Trecem iar la camere de filmat și chestii de-astea. Dacă n-ai observat, Ana a jucat destul de mult pe server în ultimul timp. Bă, am văzut că a fost online destul de mult și totuși nu prea ai văzut-o pe la spawn, corect? Bă, nu am stat să mă gândesc la chestia asta, dar ok. Nu vreau să zic eu direct ce se întâmplă, doar zic că ar trebui să investighezi puțin situația. Ți-am lăsat niște iteme ca în vremurile bune și râde și s-a semnat hackerul. Ok, era clar că e un mesaj de la hackerul ăsta, dar what? Deci ne-a dat înapoi aparatul de făcut poze, niște camere și monitorul ăsta unde vedem camerele, dar nu înțeleg ce vrea să spun, adică cum adică să investighez? Ok, ok, asta a fost destul de ciudat. Hai să vedem ce zice și Ana. Ia uite-o, bă, ce a pus pe fundal. Bună, neața, bă, Ana. Ce ai pus, bă? Bă, ți chiar îți place piesa aia? Ai pus-o și în restaurant? Doamne. Bă, mă bucur super, super mult. Bă, Ana, am venit să spun că se audă clienții. Da, 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 corect. Am venit să spun că, bă, eu azi vreau să mă duc la mina diamante și chestii, pentru că, din păcate, aseară ai văzut că n-a mai venit nimeni. N-am strâns atât de multe diamante. O să-ți dau și partea ta, am uitat să... Sau cred că am lăsat acolo, nu mai știu sigur. Dar ideea e că astăzi o să mă duc la mina de diamante, că e jale. Deci, ca să ne menținem afacerea, să putem să cumpărăm mâncare și chestii de genul, o să trească să mă duc să mai minez niște diamante, că nu prea mai avem bani, așa că eu să mă duc, o să te las pe tine astăzi la restaurant și rămân singură. Da, cred că rămâi tu azi la restaurant, pentru că mă duc eu. În caz că vine cineva, oricum avem mâncare și chestii, știi care e prețul, 3 diamante la orice. Și eu mă duc să văd dacă mai pot să fac rost de ceva diamante și ne auzim și noi, nu știu, ori pe seară, ori mâine, nu știu. Te scuzi dacă te las aici singură? Da, ok. Deci am încredere, dacă e ceva mă suni. Deci dacă ai probleme sau ceva, îmi spui, ok? Bun, deci eu te-am lăsat. Baftă, nu știu dacă o să vină cineva astăzi, dar oricum baftă. Pa, pa. Ok, fraților, și acum tot ce rămâne de făcut, văd că Ana încă e acolo, hai că nu știe unde m-am dus. Tot ce rămâne de făcut e să așteptăm acum să vedem dacă pleacă undeva după program. Deci ea dacă stă toată ziua sau poate pleacă în timpul zilei. Văd că acum momentan încă stă acolo. Vreau să văd unde se duce. Ce are ea de cum adică are ceva de ascuns în primul rând? Nu știu dacă e ceva în restaurant sau nu. Vreau să văd așa care e situația, să mă uit de la depărtare. Eventual o să intru în casă și o să mă uit acolo pe geam, că nu o să stea ea să se uite la mine pe geam, că știe că nu e nimeni acasă. Așa că mergem aici. Și dacă mă uit eu așa un pic să investighez situația. Momentan văd că e în restaurant asta. Unde e? Unde e asta? Hai să luăm și asta la noi. Bun, deci momentan eu îi văd numele acolo. Momentan e la restaurant. O să stau aici și o să aștept să văd dacă există ceva activitate suspectă din partea Anei, pentru că hackerul de obicei când îmi scrie ceva mereu s-a adeverit. Adică nu prea am zice chestii doar așa random. Cel mai probabil se întâmplă ceva cu Ana, dar nu știu ce. Adică acum chiar suntem ok, nu s-a mai întâmplat nimic. Nu cream că mai are secrete față de mine sau chestii de genul. Ia că în sfârșit pleacă, ești nebun. Oh my god, stai așa că a plecat. Vreau să investighez chestia asta, să vedem dacă se duce acasă sau nu. Ia uite-o, deci a luat-o prin apă, văd. Stai că nu vreau să ies încă, că poate mă vede. Deci uite-o că e prin apă. Ok, hai să ieșim noi repede. Ok, ok, văd că se duce spre casă. E ok momentan. Deci ea încă crede că sunt la minat acum. Ok, bă, da, stai așa că o ia prin spate. Pe unde se duce? Stai un pic. Mamă, să nu pierd din vizor. Deci chiar s-a dus în altă parte. Ești nebun, nu cred că se duce acasă. What? Stai așa că nu mai văd. Ia uite-o, frate, deci fiți atenți că am trecut de casa ei și ea încă merge. Deci se duce în altă parte. Bă, hackerul avea dreptate, nu pot să cred. Ia sunt trepăciat. Ce faci, Ana? Ai închis restaurantul? Ia că am întrebat-o dacă a închis. Am plecat de la restaurant. Merge acasă? Ia să vedem. Merge acasă, ești nebun? Hai că merge acasă. Ia uite unde se... What? Deci eu nu înțeleg ce se întâmplă. Și în mijlocul nopții așa a plecat de nebună. Băi, deci uitați-vă la ea cum se duce. Deci se duce chiar departe. A mers destul de mult. Și văd că... Ia stai mă să nu mă vadă sau ceva. Și văd că nu se mai oprește. Dar unde vrea să se ducă? Că nu înțeleg. Deci, Doamne ferește, ea tot merge, frate. Cred că de 10 minute noi tot mergem, ești nebun? Băi, fraților, deci nu-mi vine să cred. Uitați-vă la chestia asta. Bă, deci asta e ceva pe care nu știam că... Ia uite cum se uită stânga-dreapta. Deci e o clădire nouă pe care nu o știam, efectiv. Până acum n-am știut. În viața mea n-am văzut chestia asta și scrie ceva acolo.
What? Uite-te și tu și ai intrat aici, deci m-a mințit, s-a făcut și zi. Deci efectiv acum e răsăritul, stai așa să mă duc pe aici să nu mă vadă totuși. Oh, ce m-a speriat, deci s-a uitat fix la mine, cred că, dar nu m-a văzut că eram departe. Doamne, deci uitați-vă la chestia asta, n-am văzut în viața mea clădirea asta până acum. Și acum Ana mă minte și te duce la clădirea asta, ești nebun? What? Stai așa să mă duc pe aici printr-o parte, că nu vreau să mă vadă, vreau să fac care-i faza, să aflu singur. Păi cum adică? Și fii atent de nu pun camere, fiți atenți de eu nu pun camere aici, că mi-a dat și hackerul camere. Ok, stai așa că fac eu, rezolv eu locul ăsta. Unde aș putea să pun, uite, o cameră cred că ar merge, uite aici. Ia stai, dacă îmi pun eu o cameră aici, de exemplu, și intru pe cameră, ia uite. Perfect, să am și o cameră aici la aceste coordonate să văd ce se întâmplă. Ok, am fixat acolo la etajul al doilea să văd care-i faza. Bă, dar ce naiba e chestia asta? What? Deci uitați-vă la locul ăsta. Când a făcut Ana chestia asta? Efectiv, până acum, ce-i drept, da, s-a mai jucat singură, dar am crezut că Balar... Ia, nu e nimic de văzut aici. Doar pentru familia Banana scrie acolo. What? Cum adică familia Banana? Stai așa că sunt... Bă, sunt prea confuz, ești nebun? Uite cum stă acolo la etaj. Bă, ce naiba e locul ăsta? Stai așa că eu nu înțeleg, ia să facem o poză aici. Dacă îi fac o poză, ești nebun? Deci ce naiba e locul ăsta? Stai așa că facem repede o poză. Ok, deci am și dovadă. Chiar dacă n-am nevoie de dovadă să-i arăt cuiva neapărat, dar vreau eu așa să inspectez, să văd dacă o să se schimbe ceva în timp aici. Deci doar pentru familia Banană nu e nimic de văzut aici. Doamne ferește, ce mă locul ăsta? Deci cum adică fac... Wait, cum adică familia Banană? Sunt rude de ale Anei pe server sau ce se întâmplă aici? Deci uite... Wait, ce naiba... Ok, știi ceva? Deja mă sperie ce se întâmplă. Ce naiba e asta? Stai. Asta e Ana și mai e cineva aici. Nu înțeleg. Sunt atât de confuz în secunda asta. Nu mai zic nimic, fraților. Bă, ia să aștept, mă, să plece de aici. Că trebuie să pleci odată și odată. Ia că-i scriu pe chat. Ana, ce faci? Vii la restaurant? Sunt acasă. Păi, hai la restaurant. Ia că acum ar trebui să vină. Deci să zică că nu vine. Bine, a zis bine. Ia uite-o, frate. Dacă îi fac o poză când iese, ești nebun? Ia. Fiți atenți. Poză direct! Ui, am făcut poză. N-are mă ce să-mi zică, dar de fapt e prea logic ce se întâmplă aici că ascunde ceva, dar vreau să-mi fac așa toate pozele și toate chestiile posibile. O să pun o cameră și aici pentru că mă îndoiesc că se uite ea în direcția asta. Deci văd că Ana pleacă, n-are nicio treabă, deci uitați-vă la ea, se duce spre restaurant. Eu mă mai duc puțin la minat, dar stai la restaurant. Poate vine cineva. Ok, deci acum am timp, practic. Practic aș avea timp să văd ce se întâmplă aici. Iar stau singură. Mai trebuie să minez ceva, că suntem săraci. Ok, șansa mea, frate, e șansa mea. Deci ce naiba e locul ăsta? Doar pentru familia Banană. What? Nu e nimic de văzut aici. Auzi ce dita mai semnul pune Ana? Să zică că nu e nimic de văzut aici. What? Ok, Ana a plecat. Oh my god, se întoarce. Ok. Stai puțin că vin, îmi zice și ea se întoarce acasă. What? Da, fraților, cred că vine acasă și cred că o să avem o problemă și nu știu de ce am intrat în casă. De ce am intrat la ea în casă, băieți? Când am văzut-o că vine înapoi. De ce vine înapoi? Oh my god. Ok, dacă nu mă vede aici, sunt prea bun. Sunt prea... Nu! What? Nu te cred. Ea s-a pus la calculator, bro. Ea mai stă un pic la calculator dacă auzi că nu sunt la restaurant. Deci dacă se întoarce să se uite fix aici, sărim în aer, băi. Nu pot să cred. Doamne ferește. Deci uitați-vă, frate, și voi. Bă, nu pot să cred așa ceva. Gata, vin. Da, mai trebuie să mai facă ceva, să mai dea un mail pe calculator ce a făcut. Deci uitați-vă la ea, uită-te și tu că îi fac poze, ești nebun. Bă, cât poate să mintă, uită-te și tu, îmi zice că e la ea acasă și de fapt are o casă secretă. Stai, bă, vreau să văd chestia aia de am văzut-o de acolo, de departe. Ce naiba, tu ce faci? Eu acum sunt într-o mină. Ok. Ce naiba e chestia asta? Cine? Uite, e cineva cu skin de banană. Ce naiba e asta? What? Ok, și de ce stai așa? Sunt două paturi aici și aici mai sunt încă niște paturi, încă trei paturi și Ana stătea aici, deci înseamnă că asta e camera ei. Deci Ana mai are o casă, bă, știam eu că nu o să rămână la casa aia pentru că Ana mereu a tot schimbat casele, știți că mereu odată la un timp și tot făcea o casă, tot făcea chestii. Uite o poză cu banane, bro. What? Ok, dar what? Ce naiba e locul ăsta? Aici nu e nimic pe chest. Ok, ce? What? Ce loc? Bă, își bate joc de mine, bro. Mi-a zis că nu mai are niciun ban. Uitați-vă câte blocuri de diamant. Bine, ce-i drept și eu am ascuns niște diamante de Ana și nu i-am dat. Dar, what? Mi-a zis că suntem sărași, că nu mai are deloc diamante și că mi-a dat ultimele ei diamante. Și uitați-vă ce are aici. Ce naiba e asta? Și cine e ăsta de aici? Stai așa că vreau să mai văd ce naiba se întâmplă în locul ăsta, sincer. Deci,
Jurnal? Ok, ok, deci știm cu toții că Ana e obișnuită să scrie în jurnal, pentru că a mai avut ea jurnale înainte, dar ok, hai să vedem despre ce e vorba, deci sper că nu mai vine. Deci am văzut că nu prea mai văzut nimic, deci prin jur cred că s-a dus la restaurant. Ce faci, Ana? Ai ajuns la restaurant? O mai întreb și eu așa ca să fiu sigur, dar văd că nu mai e aici, da. A, bun, să mă suni dacă vine cineva. Doamne ferește. Ok, ok, bine. Deci înseamnă că e la restaurant. Bro, trebuie să pun o cameră, bro, la restaurant să mă uit la ea. Dar nu contează. Hai să vedem care e faza cu jurnalul ăsta. Deci, auzi, ziua 1, dragă jurnalule, mă simt destul de vinovată pentru că ascund locul ăsta de Luca. Bă, v-am spus, deci o face cu bună știință. Știe foarte bine că ascunde ăsta, că n-avea de ce să nu-mi zică. Dar nu știu cum ar reacționa dacă ar ști că și fratele meu joacă cu noi pe server. What? Joacă fratele ei cu noi pe... Ok, 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 ok. Ok, foarte multe informații noi de digerat, fraților. Foarte multe informații noi. Ziua 2, deci astea sunt pe zile. Asta e în prima... Wait, sunt 3 zile diferite. Deci de 3 zile ea se joacă cu fratele... Deci ăsta e... Stai un pic. Deci ăsta de aici e fratele ei, bro. Deci ăsta cred că e fratele ei, că n-are cine. Sunt 2 paturi și zice că ascunde locul ăsta pentru că se joacă cu fratele ei. Dar ce... What? De ce nu mi-ar zice de fratele ei? De ce să țină secret chestia asta? Ok, Luca încă nu suspectează nimic. Hai că nu suspectează. Bro, am hackerul cu mine. Îmi zice hackerul tot ce mișcă pe serverul ăsta. Încă e ocupat cu restaurantul și eu vin aici din când în când ca să mai stau cu fratele meu și să jucăm când nu e Luca sau când are treabă. What? Luca! Da, auzi, îmi scrie pe ce, nu pot să cred. Ce treabă are bana, tu când vii? Am strâns un stack de diamante. Încă farmez să avem mulți bani. Poate ne mai deschidem o afacere, că e jale cu restaurant. Hai că mai deschidem afacere, ești nebun, că Ana ne minte aici, are locuri secrete, cine știe. A, super, minează acolo. A venit cineva? A trecut Gigel mai devreme. Bă, ești nebun, face și vânzare la restaurant. Bun, facem vânzare. Și-a luat 2 burgeri, 6 diamante ai cerut, da? Bă, sper că nu ai cerut mai puțin, că așa am zis, să ceară 3 pe burger, gen. Mi-a fost milă de el. Cum, bă? Cum, bă? Că e bogat. I-am dat gratis. Doamne, Gigel care zicea că face prea mulți bani și nu mai are ce să facă cu ei. Mamă, mi-e rău. Ce afacere e asta, bă, Ana? Doamne ferește, păream fometat. Auzi ce zi... Ok, ok. Hai să citim în continuare. Deci aici se mai joacă cu fratele ei când nu sunt eu sau am treabă. Astăzi chiar mă gândeam să-i zic lui Luca de fratele meu. Poate o să-l primească să joace cu noi, dar nu știu ce să zic. Fratele meu e mai mic și e destul de enervant. Nu știu dacă s-ar înțelege. Bro, eu mă înțeleg bine rău de tot cu copiii, ok? Deci eu sunt cel mai prietenos om pe care îl poți cunoaște. Cum adică nu m-aș înțelege cu Gigel? M-aș înțelege super, super bine cu Gigel. Doamne ferește. Ok, știi ceva? Nu. Hai să punem niște camere pe aici, dar niște camere nu știu, care să fie mai departe, pentru că acum Ana cam știe așa de camere. Doamne, dar uitați-vă la locul ăsta, bro, și pune Dita mai semnul și zice, nu e nimic de văzut aici. De parcă eu o să văd semnul ăsta și o să mă gândesc, bă, nu e nimic de văzut aici, știi ceva? Bă, chiar nu mă interesează dacă nu e nimic de văzut, aia e. Uite, fii atent, aici merge o cameră. Cred că nu s-ar uita atât de locuri din astea așa ciudate, știi ce zic? Și hai să facem noi ceva de genul ăsta, ia să vedem cum se vede. Mamă, e camera asta fix la nivel cu... Doamne, chiar sper să nu le vadă, să suspecteze ceva. Dar, what? De ce ascunde locul ăsta? Mamă, dar ce frumoasă e zona. De ce are Dita mai... A zis Gigel că au fost foarte buni. Mă bucur, cred și eu dacă i-ai dat gratis. Doamne, ia dă mâncare gratis și ascunde locuri de mine, ești nebun. Se face și seară, trebuie să ne grăbim că o să se ducă acasă imediat. Ok, haideți să... Nu știu, să mai punem aici ceva. Ia uite casă ce a făcut din spate, că n-are niciun geam, n-are nimic. Ok, o să punem una și în spatele casei, doar așa la distracție. Adică cine știe dacă vine cineva pe aici, să vedem și zona asta. O să mă întorc acasă, nu mai e nimeni. Ok, eu încă sunt în mină. Doamne ferește, s-a și înserat. Deci am pus camera aia acolo. Ok, bă, nu știu dacă mai am unde să pun camere neapărat. Dar, bă, sunt foarte uimit de toată chestia asta. Nu vreau să-i spun Anei că știu de locul ăsta încă. Dar vreau să văd dacă îl prind eu odată pe Gigel. Pe Gigel, doamne. Mă gândeam la Gigel constructorul. Pe ăsta, pe fratele ei. Pe fratele ei din poză. Bă, da, știi ceva? Aș vrea să fac o poză și la poza aia. Sper să nu vin la Ana până aici încă. Adică s-a pornit mai devreme, dar are ceva de mers. Cu ultima oară a mers super, super mult. Deci
s-a făcut zi până a mers ultima oară. Efectiv a făcut super departe locul ăsta. Hai să facem o poză la poza asta, efectiv, ca să am și o poza asta, pentru că mi se pare foarte, foarte dubios ce se întâmplă aici și am făcut o copie la poza asta, să o avem și noi. Avem o cameră acolo, avem o cameră undeva mai sus. Mama, ar merge să punem mai sus pe acolo pe undeva, dar hai să mergem din zona asta, că ar trebui să vină Ana în orice secundă și mi-e cam frică că dacă ne prinde aici, ne-am cam dus că după aia nu o să mai apucăm să-l cunoaștem pe Gigel. Poate zice să nu mai intre pe server sau ceva dacă aflu eu și de-aia. Vreau efectiv să o prind cu mâța în sac, să o prind direct când e Gigel pe server, gen. Nu Gigel, de ce tot zic Gigel? Că nu, pe fratele ei nu știu că îl cheamă Gigel eu. M-am tot gândit la constructorul nostru, Gigel. Probabil nu-l cheamă Gigel pe frate sus, Doamne ferește. Ok, deci de aici văd că mai putem vedea ceva. Dacă am pune noi aici, uite, o cameră aici, să spunem. Ia să vedem, dacă intru pe camera asta, se vede ceva, bro? Tot așa, nu se vede super bine, dar cred că se vede dacă intră cineva în casă. Oricum, avem multe camere. E ok, încă e destul de ok. Acum ar că am trebuit să plec și eu spre casă până nu vine Ana pe aici. Ia uitați-o și pe Ana, vine acasă, bă, vine că am avut... Bă, cine bă, ăsta, bă? What? Bă, ați văzut și voi? Deci pot să jur... Nu, trebuie să mă uit pe filmare. Deci pot să jur că... Mă, sunt eu nebună? Nu știu dacă ați văzut, deci lăsați-mi în comentarii dacă ați văzut și voi ce am văzut și eu. Mi s-a... Bă... Oare sunt nebun? Ok, deci nu mai am cuvinte. Efectiv nu mai am cuvinte. Vreau să lăsați în comentarii ce a fost chestia aia. Nu vreau să-i zic numele, dar cred că am văzut ceva care nu trebuia să văd. Dar mă rog, cred că Ana a ajuns acasă. Nu știu, nici nu m-am mai concentrat la Ana, frate. Doamne ferește, ce naiba a fost chestia asta, bro? Ok, Ana cred că a ajuns acasă, dar nici măcar n-am apucat să văd dacă a intrat în casă sau ceva. Eu efectiv m-am luat cu altceva. Încă nu știu dacă erau nebuniile mele sau chiar am văzut ce cred eu. Ia uite un player sleeping. Uite-o mă că s-a pus în pat, ești nebun. Ia uite că îi văd casca de diamant. Doamne, păi și ce fac? Cred că o să las camerele astea aici. Cred că acum o să mă duc acasă, o să o las pe Ana aici la casa ei secretă și o să mă uit pe camere în caz că îl văd pe fratele ei sau dacă văd orice ciudat, pentru că aparent am văzut ceva care nu-mi pot explica mai devreme, dar nu mai contează. O să mă prefac că n-am văzut nimic și efectiv sunt nebun sau ceva de genul. Ana, cum a fost astăzi la restaurant? Frumos, i-am dat burger lui Gigel. Doamne ferește. Bă! Doamne, ajungem săraci. Vai de capul nostru, fraților. Băi, o să mă duc acasă și o să mă uit în continuare, că eu pot în continuare să mă uit aici pe camerele astea. Nu știu care e cea mai bună pe care am pus-o, care e parcas. Uite, treiul ăsta. Deci aici dacă intră cineva în casă, 100% văd. A zis că să-i mai dau așa că sunt foarte buni. Pe bani sunt mai buni. Bă, Ana, deci după ce că face toate nebunile astea, mai dă și burger gratis, eu n-am văzut așa ceva. Băi, fraților, a fost o zi lungă, i-am furat și jurnalul, bă, am uitat să-i dau jurnalul, deci chiar sper că nu scrie în jurnal, că o să vadă că lipsește. Trebuie să mă duc să-l dau înapoi, bro, Doamne, a rămas ăsta la mine, o să se prindă, bro. Deci o să se prindă dacă nu-i duc ăsta, trebuie să mergem neapărat să-l duc înapoi, deci dimineața la prima oră trebuie să mă duc să-l duc înapoi. Vreau să mă mai uit o dată pe camere să văd că totul e ok. Ia să vedem, aici în fața casei se mai întâmplă ceva, deci nu, o avem pana acolo care cred că doarme și așa. Ia! Cine bă ăsta? Mariusica Banana. Nu pot să cred în acțiune. Deci l-ați văzut, da? Mariusica. Ia uite-l, frate, că-i văd și numele. Uite-o pe Ana Banana cu Mariusica. Wow. Ok, Mariusica e pe server. Am înțeles situația. Ok, cred că nu mai mergem să ne culcăm, fraților. Cred că am înțeles. Avem aici toate dovezile. Păcat că nu pot să fac eu poză cu camera, dar ați văzut foarte clar, am pe filmare, oricum am filmarea de la cameră. Uite cum stau și stau amândoi împreună. Și dacă o întreb acum pe Ana, ce faci, Ana? Că eu n-am somn. Auzi ce zice, dorm. Hai să facem ceva, că nu pot să dorm. Fiți atenți că nu o să-mi zică nimic. Nu că mi-e somn, îmi zice că e somn, bro, și asta cu Mariusica Banana. Wow, uită-te și tu la ei că le văd numele pe aici. Wow, ok. O să pun un... Mamă, nu se mai poate. Nu, deci eu mă duc după ei, efectiv. O să mă duc după ei că nu se mai poate așa.